Complexul Aqualand din Deva rămâne închis până în data de 17 octombrie pentru lucrări de mentenanță, conform normelor legale în vigoare. Conducerea complexului acvatic anunță că a prelungit cu încă o săptămână perioada de execuție a lucrărilor la sistemul de încălzire, la pompele de recirculare a apei din bazine, precum și cele de verificare a centralelor termice. Lucrările au scopul de pregătire a complexului acvatic pentru sezonul de iarnă, mai menționează conducerea complexului.